Viceprimarul municipiului Zalău, Fazekaș Nicolae, a votat astăzi, considerând că a vota este un drept constituțional care trebuie utilizat pentru bunăstarea României. Ne aflăm în fața secției de votare numărul 9, unde urmează să voteze domnul viceprimar al Zalăului, Fazekaș Nicolae. Potrivit reprezentanților secției de votare numărul 9 la această secție, sunt așteptați un număr de 1103 alegători. Viceprimarul municipiului Zalău, Fazekaș Nicolae, consideră că dreptul de a vota este extrem de important pentru toți românii. Am votat pentru normalitate, am votat pentru o Românie care să fie condusă de un președinte care în toată campania electorală și nu numai s-a axat pe a prezenta programul său pe termen mediu și pe termen lung, fără a-și ataca contracandidații, și-a prezentat un program viabil și cred că România, prin astfel de președinte, o să aibă de câștigat pe termen nu doar scurt, pe termen mediu și lung. Totodată am votat pentru că este un drept și cu această ocazie aș îndemna toți cetățenii să-și exercite acest drept. Ar fi bine ca toți cetățenii Zalăului și nu numai ar considera votul ca și pe obligație cetățenească.